make you make click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Far Cry 2. În acest moment când filmez este ajunul Paștelui, așa că mâine cel mai probabil când pun videoclipul, vreau să vă urez tuturor celor care urmează să vedeți acest videoclip un Paște fericit, cu multă bucurie, armonie în familie, musafiri care să vă aducă cadouri și multe sarmale. Sarmalele bune, în plan nebunie. Așa. Hai că ajunge cu glume despre Paște. Deci pe scurt, diseară își dă Iisus respawn după 3 zile că a avut lag la internet. Hai să încep tot. Hai tot să închei cu glumele astea că sunt astea sunt glume vechi de prin 2010. Cine dracule mai folosește? Ok, hai să mă unde căcan mă duc și eu, nu știu. Avem vreo misiune prin zonă. Uite aici una. Hai să vedem ce dracu ne-o pune să facem. Și safe-house-ul de unde am plecat. Deci noi trebuie să mergem pe aici. Hai că îl călcăm și pe ăsta. Hai, mordă-te drecu. Așa. Misiunea e unde? A, uite și pe ăla la mitralier acolo. Hai, trage-mă. Trage-mă dacă ești mecher. Că ești pe unde? A, la antena aia pe acolo. Frumos. A, sunt și diamante prin zona. Hai, dă-te jos de aici. Dă-te, bă, jos. Oare merge să mă urc? Da, hai că e o scară aici. Luați-mă molotoafel, ceți-vă Paștele vostru. Hai că e bunul ziu, n-am ce zice. Mă, da, cred că o să dau foc la întreaga pădure acum. Oh, frumos, deci apa îți dă heal, interesant. Ok, am găsit și un diamant. Mișto, hai că n-am făcut degeaba. N-am venit degeaba până aici. Mă, cred că o să bubuie mașinile alea. Bă, eu cu mașinile alea nu mai plec de aici, asta e clar. A, uite încă un bulanciu aici. Mordă-te drecu. Hai, răspunde la telefon. Hai de cap, ce voce are asta. Hai, încarcă uziu, că rămânem și fără gloanțe. Ia mai vreo mașină pe aici. Mie că merg pe jos tot restul episodului, fac doar drumul până acolo și se duce dracu încă o jumătate de oră de filmare. Deci o mașină pe aici. Uite aici, grenadă. Și HP, dăm cu a... Ok, deci ne-am luat o seringă sau... A, cred că ne-am luat medicamente de alea de malarie, ebola, ce o avea ăștia. Ok, hai pe aici. Mergem cu barca pe râu. Poate iarăși fac gafe cu barca ca data trecută. De nu eram în stare să trag cu mitraliera de la barcă. De bubuia barca de multe ori. Mă fugărea oia pe râu de mă găseau toți dracii. Că de ce nu? Hai prin partea asta. Mă, dar e mișto locul ăsta noaptea. Era mișto să ți apari și să-mi țar să te ciupi. Opa, uite un safe house aici. Aoleu, ăștia, aici. Dă-mi cu amitra. Nu, la... Ieși, bă, Cristosul mătii de la condus. E frumos. Nu, nu trage, nu... Ia, mă, mitraliera. Futuz. Acum nu ajunge mitraliera acolo, serios. A rămas și fără gloanțe două zi, băgați. Aoleu, mai vin unii. Mitraliera, mitraliera. N-ajung la mitralieră. Fuck this shit. Săr, bă. Fut. Săr, bă, din. Doamne, că cam aș pe el de joc. Ce draci îmi face. Hai, du-te pe uscat, du-te. Du-te pe uscat în Cristosul. Tu-s gău. Na! Grație-i. Drecu. Stai că mai trage și unul în partea aia, măcar să fie un safe house. Hai, dăm cu sniper, că m-a apucat pandalile acum aia. Uite, unul acolo, mor. Bă, drac, am murit, cred că am murit până la urmă. Acum s-a blocat arma. Ok, ce dracu a fost cu raza aia, un bug sau ce? Ce ai făcut, mă, te-ai ridicat? Dai în el un glonț de sniper și nu moare. Ce dracu e asta, siringă? Măcar am deblocat safe house. Hai, încarc. Dă-mi cu apă pistolul că nu mai am muniție deloc de... Uite și o sticlă cu apă. Ia bă apă. Așa, heal, bun. Hai să vedem ce avem noi aici. A, să vedem. A, muniție multă. Deci, grenăzi. De-astea mă duc să iau Uziu că e muniție aia. Unde e Uziu? Uzi, tată, treci încoa.
Mă, dar chiar că e ruginitul ziua asta. Trebuie să mă luăm la un gun shop neapărat să mai iau niște muniție. Și poate pot să fac să car mai multe gloanțe. Nu că nu ne culcăm acum. Deci mi-am luat ce-mi trebuie. Avem și noi acum încă un încărcător de Uzi. Hai să luăm rabla asta și să plecăm dracu de aici. Hai, pornește. Pornește Lamborghini Gallardo sau ce căcat de rablo fi asta. Hai prin gârlă. Bine că nu se strică mașina, că a intrat apă la motor. Am eliberat și un Sifos. Hai că am început bine episodul. Mă, dar mult de mers e până acolo. Ia stai un pic. Unde e 5-ul pentru mapă? 5. Hai mă deschide. R. Pe unde să merg? Mă, câte de... de capuși de zilele mele, câte de mers până... O luăm prin partea asta. O iau pe aici, că văd că după aia ne desparte un râu și pot să-l traversez în not. Oare or fi crocodil în jocul ăsta? Nici nu știu. Ah, mișto, cale ferată, acum vine CFR-ul și mă ia, că tot vorbeam de ăsta cum îl cheamă. Cum ai zis-o că îl cheamă pe ăla? Omul capra așa, că se arată celor care merg pe nu știu ce pod de cale ferată. Hai că mergem și noi acum pe calea ferată, poate îl găsim și pe noi pe omul capra. Nu, omul țap, pardon, omul țap îl chema. Am și uitat că am făcut acum vreo 5 zile clipul ăla sau câte zile are. Ia, încă un safe stop pe lângă ăsta, am trecut aineuri. Nu mi-arată că are un lac, deci probabil că am mai trecut, că ăsta e la de adineuri. A, e eliberat safe. A, stai bă, că pe aici am început, pe aici am început jocul, am și uitat. A, uite africanul, ia-l! Cred că l-am luat, nu știu. Ce-mi place mie că la jocul... Bă, da, fix singura piatră de pe drum, o pietricică era... Fix pe aia am luat-o, că de ce nu? Ce vreau să zic? La jocul trecut mi-a plăcut că... Hai prin partea asta, sper că am... Da, hai că merg bine. Ce-mi place mie că la jocul anterior mă luptam cu soldați americani, teroriști americani care vorbeau în rusă. Acum am lupt cu africani care vorbesc în engleză. Deși, din câte mi-amintesc, mare parte în coloniile europene care au fost în Africa erau de prin Franța, Spania, Portugale pe acolo, cu Napoleon, cu ăștia. Napoleon era francez, dar știu că și portughezii au multe colonii. Englezii parcă aveau mai puține, de fapt... Englezii erau mai retrași de... Ok, mișto, diamant în zonă. Hai. Ia mă, dacă... A, frumos, trage careva. Care căcat trage? Hai, e ceva aici. O cărare, hai să vedem unde duce cărarea asta. Uite o groapă. A, mă, ce-o tras ăsta al mine, firar al dracu cu măsa. Ai beli pula. Hai că vorbești urât așa de paște, în ajunul paștelui. Paștele mătii. Și pe aici o cărare. De unde? Din partea aia trage, da. Să dea dracu în el dacă îl văd. Să moară măsă dacă îl văd. Iarăși trage. E prin... Tu în gât și pe el și pe... Măsă care l-a căcat că nu-l văd. Hai, ia asta, hai cu rabla. Hai să plecăm dracu de aici. Nu mai mă duc pe niciun diamant, mă piș pe ele. Hai da... Aaaa! Fă-ți bă loc. Cred că o să bubuie. Mă rog, hai să plecăm de aici. A, vine și ăla după mine. Dă-te în paștele, mătii. Aoleu, stai că se mișcă mai aici în mașină. Aoleu, o să trag după mine așa sau e doar el? Așa, dă-mi băbust să prind viteză mai mare. Dă-mi băbust, așa, așa, dă-mi boost, bustează-mă. Stai că n-am luat-o bine, așa e. Bă, dar mare mai e zona asta, zona asta mutană. Zici că-s pe Chilia, să dea dracu. Aoleu, stai că îmi scade și HP-ul. Să mă las safe house-ul ăla, stai că o iau pe drumul ăla. Ăsta-i în spatele meu, da, ăsta-i în spatele meu, mă fugărește. N-are ce face, n-are ceva mai bun de a face. N-are ce face cu viața lui, mai bine și trebuie să mă fugărească. Aoleu, și ăla cu mitraliera, o să trebuie să mă ordă în mitralieră. Gata, s-a dus dracu. S-a dus dracu mașina, o luăm la fugă. Și ne rugăm la cel de sus să nu ne prindă teroriștii. A, dă-te drecu. Ce-a zburat butoiul ăla.
Am dat pe lângă un butoi care bubuia awesome. Schimbă arma în Cristosul mătii. Schimbă o dracu, hai, boom. Bă, poate nu trebuie. Asta e că mai vin. Mai vin unii. Mai dăm o grenadă, că de ce nu? Așa, trebuie să se bulească arma, de ce nu? Hai că e mișto ăla, că stăm foc ca prost. Hai să scoatem mașina de aici, că bubuie. Ia bă, m-aș pornește în paște. Doamne, hai că-mi fac dragi rău în episodul ăsta. Se bele. Se fost în partea aia, cum dracu ajung la el? Undeva pe aici, dar, a, mai e unul și în partea. Dar ai dracu la misiune, că nu mai stau să le bezi safe-house-uri. Îmi dă muniție și astea, da. Bă, dar parcă am mai... Nu, 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 stai, că ai ziceam eu mai devreme că trebuie să traversez un râu. Cam pe ăsta cred că trebuie să-l traversez. Ia, e vreunul pe aici, intersecție. A, pe aici am venit odată, mișto. 5. Deci eu trebuie să ajung. Aha, deci vine așa pe drumul ăsta. După aia așa o curbă bruscă. Că aici coborâm. Mă, la ce viteză am pre... O să am în singurul copac de aici. Fix pe ăla am luat. Și hai să dăm mașalier. Hai mașalier. Pierdem viteză și ne aruncăm din mașină. Și le aruncăm mașina în groapă acolo, ce ziceți? Da, știu să mă arunc din mașină. Da, mă pricea de minune să sar din mașini. Ok, deci aici este misiunea. Dăm cu sniperul. Hai că aici e loc la fix de sniperială. Opa, și diamante. Încă un diamant, awesome. Stai bă, păi am mai fost toată aici. Bă, oare am uitat să dau save la misiunea anterioară, nici nu știu. Nu o cred. Ăla a avut lac să moară. I-a luat și ăsta 3 zile să-și dea respawn. Dar bine că trebuie să-i strice sniperul. Hai, ușor. Aș. Poate-mi bubuie sniperul. Stai că eu nu mai am nici a doua armă. Ce strâmbi africanul ăla, înțeleg că e foamete mare la ei, dar nici chiar așa. Scuze, ce mă pune să fac? A, doar să-i omor. Atât, să-i extermin pe ăștia. Probabil că sunt mai multe mlaștini de-astea prin zonă și... Cred că careva are sniper. Băi, am dat un glonț în umăr și nu moare, dă-l în paștele măsii. Din partea asta. Au sniper. S-a dus dracu sniperul și mai avem doar agheu. Perfect. Hai cu cuțitul în apă. Ușor, hai. Cobor ușor. Hai prin apă că ne ruginește până și cuțitul. Poate vine acum crocodil și ne mănâncă. Ne mușcă de coaie. Stai, mă. Că nu e așa. Stai așa că nu e chiar așa. Hai. Hai, bă, ieși, bă, din apă. Așa, bun. O armă ceva. Pistol. Și shotgun. Hai să ne cum e shotgun în jocul ăsta. Deci, iar... A, uite-l pe unul cum stă pitit acolo. Uhu, ce damage de ăsta. Dar bine că are rage-ul foarte mic. Ăla are mai mic cap și nu știu. Aoleu, trage ăsta. Mori în Cristosul mătii. Bă, da asta... Unde mai trage? Hai că pe ăsta l-am omor mai repede. Oh, stai, stai, stai că nu mai am HP. Dă-ți bă heal în paștele tău. Stai că tot pe ăsta vreau să-l... Mă, la costumul ăsta. Misiune completată. Ăștia n-avem... Hai bă, un Kalashnikov. Dați-mi și mie firața ei dracu. Uite, ăla are MP5. A, oh, uite Kalashnikov-ul. Awesome. Dar ciudat s-o de Kalashnikov-ul ăsta față de celelalte jocuri unde e AK-47. Ok, mor și ăla.
De căcat-i, uite-l acolo. Hai să curăț toată mapa. Măcar să curăț toată area asta și după aia dau... Să mă duc la un safe house și să termin episodul. N-am mai fost și aici data trecută. Am mai am misiune acum sau? Gata, pot să mă duc oriunde vreau. Dar vreau să lootez tot ce pe aici. Poate e ceva loot bun. Stai că încarcă unul. A aruncat unul grenadă. Awesome. Very awesome. Bă, dar mă cred miza acum, ce dracu. Hai sus pe aici, pe la balconul la unde era sniperul, că eu tot vreau să-mi iau o pușcă cu lunetă. În plan nebun e sniperele în jocuri, ce? Stai, nu pe aici, pe partea cealaltă. M-a zis pe unul că vorbește, plus că cine dracu o fi dat grenada aia mai devreme, nu? Nu e ce era ăla. Bă, aici era ăla cu sniperul. Căzut sniperul în apă acolo, cine știe. Că al balcon nu mai e pe aici. Hai că mă cac. Păi al de sniper, măcar avem un AK-47, suntem boși. Hai să plecăm dracu de aici, mă. Să vedem pe mapă pe aici ce mai e. R. Stai, R. Safe house, prin zonă, undeva, dacă se poate. Hai, please. PLS, uite în partea asta și... Ai, e fain că trebuie să-mi sune telefonul acum. Se aude cumva cum sună? Ia. Awesome, trebuie să-mi sune telefonul. Revin imediat. Așa. Bun, ne-ai salutat și tu, Fanny. Salutări și ție, Bogdane. Vorbim mai încolo. Stai să termin și eu episodul și după aia vorbim pe Skype. Hai, pa. Hai, ciao. Mă caută lumea la telefoane, că de ce nu? Că pula mea. Ok, dă încă asta. Ce vreau să fac am și uitat. A, da, să mă duc la... safe house. Bă, dau o mașină, nu e prin zonă pe aici sau mă duc pe jos până la urmă? Hai că-mi bag pula, mă duc pe jos. În partea asta, la alta e safe house-ul firar al dracu. A, bă! S-a rodat. Da, trebuie să mă plimul pe aici până la safe house-ul ăla. Bă, cu ocazia asta ați văzut și voi cum... Ați auzit, de fapt, ați auzit și voi cum sună mie telefonul. E mișto, la unele episoade uit să cobor microfonul, la altele îmi sună telefonul. Și nu, nu am o cărămidă de telefon fix sau cine știe ce credeați, nu. Așa mi-am pus o telefon să sune la troll. Și da, am încercat ăla să dea o râgâitură. Ca un fel de salut, mă rog. Stai, R. R am zis. Încă o dată R. Hai pe aici. A, ce-o dracu-i cu platforma? Aici e un pod peste râu. Safe house-ul, mai e pun la el. Hai să traversăm podul. Bă, dar e fain că nu e niciunul pe aici care să mă împuște. Cum am spus, m-am luat safe house să salvez și încheie episodul, că mie că iarăși am filmat jumătate de oră aiure. Hai că-i drept în față. Nu e o drept pe cărare, că mă găsesc cu vreun bulangiu și... ne luăm la împușcături după aia. Aia că e aici în față. Deci am rămas și fără calaș ăsta, fără sniper, fără Uzi. Acum ne-am luat Kalashnikov și pistol, că de ce nu? Hai să mergem pe câtârl, pe cât, pardon. Să vedeți ce, ce-l omoară. Sunt cam malefic uneori. Mori în paștele, mătii bun. Hai că l-am urs și pe ăsta. Dăm cu a grenada. Dăm cu aștul grenadă. Hai să intrăm safe house. Am ceva pe aici, nicio muniție, nimic. Mă rog. Hai. A, uite de asta de... Gata, ne-am făcut siringi. Bun. Hai că eu încheie aici acest episod. Din nou, paște fericit, sărbători fericite toate cele... Pentru toți cei care ați văzut acest episod, paște fericit, să nu vi se facă rău de la prea multe sarmale și cam atât, dați și voi cât un cap în gură butoanelor de videoclip și până data viitoare, ciao les!